pandurii. Acum, uite, mai prezic ceva. Să vezi că îi va încurca mioveni. Să vezi cum îi va încurca mioveni. În ritmul ăsta o să-l concurați pe oracolul de la Bălcești, că văd că le cam nimerit. Așa cred eu, adică din ce văd. Așa cred. Ca să nu mai avem deloc emoții în ultima etapă cu Dinamo. Văd că ați venit așa, cu forțe proaspete de la Atos, unde ați fost zilele trecute. Am venit și foarte entuziasmat. A fost astăzi un meci ăsta, Gloria Bistra cu Buzău, care, uite, m-am și tăiat de bucură. Asta am vrut să vă întreb, nu știu dacă se vede în Am tăiat mâna într-un pahar de bucurie că am dat cu mâna, adică a scris în minutul 95, Buzău. Și acolo am și eu niște jucători, nu? De bucurie pentru, pentru jucătorii mei care am la Buzău acolo. În bucurie pentru ei și am spart un pahar. Sacrificiile durerii. Mi-a cusut. Dar apropo de Buzău. Să fac amortizare, nu știu ce, să... Zic, lăsă, domne, coase pe viu, că nu am nicio problemă, atât cât a dat Buzău gol și scapă Buzău de retrogradare. Am copiii mei acolo. Apropo de Buzău, l-ați luat cu dumneavoastră la Muntele Atos și l-am văzut și în seara asta pe lângă dumneavoastră pe Constantin Bucur. I-a prit și lui vizita acolo. Un lucru pe care nu-l știți voi, Costel Bucur, vinerea, el nu că nu mănâncă, deci nu mănâncă nimic, nu bea nici apă. Deci toată ziua nu mănâncă și nu bea apă, Costel Bucur. E mai credincios ca dumneavoastră? Bine, asta nu poți să spui cine e mai credincios. Tot timpul trebuie să spui ca un bun creștin sunt cel mai păcătos. Și atunci eu sunt un bun creștin și spun sunt cel mai păcătos. Dar am încredere în Dumnezeu. Vreau să ne întoarcem puțin la meciul din seara asta, să vă întreb dacă ați auzit despre acea sumă... Un barometru de măsurat credință. Mai zice, Dumnezeu știe inima ta. Da, spuneți. Spuneți-mi, suma aceea oferită, se aude de CFR Cluj, 150.000 de euro, iată că n-a putut face minuni în seara asta. Cine? Se auzea cine? Că i-ar fi, ar fi oferit băi, pentru a-i stimula. Rămas în urmă, mă, băi. Ce e 150.000? Mai mult? Sau nu e suma corectă pe care o știm noi? Se dă un milion, două milioane ca să încurcitea acum. Își permit? Da. Păi, deci n-ar fi o problemă, de ce? Nu, ei plătesc acum, dau bani? Nu. Nu trebuie să dea, nu? Păi e important, unul, o singură dată trebuie să dea. Normal. Ar risca să promită atât de mulți bani, credeți dumneavoastră? Păi de ce? Nu înțeleg. Păi după ce o singură dată trebuie să-i dea. Nu trebuie să-i dea de mai multe ori. Și nu, dacă de o singură dată, nu? Dar știți cum e? Dumneavoastră dați bani cu oarecare ușurință, alții nu prea. Nu știu, nu știu. Și ei cred că dau, nu știu. Nu pot să spun ceva ce nu știu sigur. Dar eu cred că astea ar fi sumele. Eu nu mai vreau. Eu nu mai vreau. Eu mă bazez pe echipa mea. Și nu mă mai interesează. Mai mă bazez acum și parad. Nu. Dar eu n-am nevoie să dau prime. Pentru ce? Eu sunt în față, am două puncte, mă duc, câștig, n-am nicio problemă. Iau nevoie. Acum, la o zi după ce a trecut meciul de la Cluj, s-au mai liniștit apele așa, ce părere aveți la rece? V-ați mai gândit de meciul de aseară? Ce meci de aseară? Cel dintre Rapid și CFR. Ce dar a trecut? Păi nu mă interesează prezentul, viitor. Ăla a trecut. Meciul de aseară l-am și uitat. Problema mea e meciul de aseară. Sau ce nu-i putea să zicem, chiar dacă ar fi fost ceva. Sau ce nu-i putea bate CFR-ul pe Rapid de acasă la ei. Ei, băt, că s-a văzut, aia mai multă dăruire. Nu poți să spui că a fost blat. Dar poți să spui că a fost mai multă dăruire din partea. Adică nu și-au... N-a fost așa multă dorință din partea Rapidului. Nu. Și când nu e dorință, nu e... Eu, de exemplu, la pauză am fost la echipă. Prima dată în viața mea când mă duc la echipă. La acum, pauză. În seara prima asta, dată, da? Niciodată, da, niciodată n-am fost. Mă, niciodată n-am fost. Era 1-0 pentru noi și nu-mi plăcea... Nu-mi plăcea relaxarea aia. Și prima dată în viața mea când m-am dus la echipă. Niciodată nu m-am dus în pauză la echipă. Și ce și le-a fost? Bă, băieți, ce a fost acolo? Bă, băieți, nu vă jucați. Nu vă jucați. Faceți bine faza defensivă aia. Și Preșan, Doamne ferește, ne dau ăștia un gol și noi trebuie... Nu că mi-e frică că ne pot bate ăștia, le-am spus, că nu pot nici să-i demoralizez, nu? Nu mi-e frică că ne bate ăștia. Dar mi-e frică că ne dă un gol și nu mai putem să ne... să ținem noi avantajul ăla al nostru. De egal care îl putem face cu Timișoara sau cu Dinamo. Sau chiar și cu Oțelul. Nu? Noi avem acolo o marge, un nou daur
un as în mânecă care trebuie să-l ținem. Nu-i păcat. Și faceți față defensivă, tată. Și s-a văzut imediat, n-a văzut imediat. Semnalul la Dadică. Deci spuneți că s-a simțit efectul vizitei. S-a simțit pentru că l-am văzut pe Dică. Că i-am spus, Dică, tu dai semnalul. Nu? Pentru că a ieșit Plejan și s-a cam relaxat jocul. Înțelegi, stăteau numai în talente și în, adică erau bine să jucători de valoare. Și atunci da, au început să joace mai mult la spectacol. Zis, nu vreau spectacol. I-ați mai adus cu picioarele pe pământ, cum se spune. Da, nu vreau, n-am nevoie de spectacol, mă. Vreți să faceți spectacol? Eu n-am nevoie eu. Marcați al doilea gol și după aia faceți spectacol, ce vreți voi. Și m-a ascultat, am marcat al doilea gol și după aia am făcut un spectacol și m-am marcat și pe al patrulea. Nu? Mai spuneți-mi ceva, că apropo de pauză, știm ce ați făcut în seara asta la pauză la meci, dar ieri la pauză am auzit ceva cu telefoane la George Copos, niște sfaturi. Am dat telefon, dar n-a făcut așa ce am spus eu. N-a făcut. N-a făcut. Și probabil vine, l-a băgat pe Buga, care oricum Buga, am înțeles că eu nu știam de Buga, că este impresariat de ăla, de... Zamfir. Care e periculos. Dacă vă asculta, poate ieșea ca și în seara asta. Periculos băiatul ăla. Ăla e foarte periculos băiatul ăla. Ce va urma? Următoarele meciuri? Ce să urmeze? Nu v-am zis. Steaua nu mai poate fi oprită. E dezlănțuită, e marea, învolburată, valuri. Nu mai poate fi oprită. Steaua acum e ca marea, înghite tot, în valuri mari, spulberă tot. Nu o vedeți? 4-0. Pac! Pac 3-0 și la Galați. Vă spulberă totul Steaua. Da. O ultimă întrebare și vă las. Nu vă e frică ca siguranța asta dumneavoastră să nu se răsfrângă cumva asupra echipei, să se relaxeze? Nu e frică la ce să... Care? Păi care siguranță? La ce să-mi fie frică? Să nu se relaxeze jucătorii. Nu e frică numai de Dumnezeu, iar Dumnezeu le-a dat semnalul. De Dumnezeu le-a dat semnalul. Am spus eu, înainte de Paște, pe locul întâi și uite, Dumnezeu așa a făcut. Deci semnalul mi l-a dat. Te iubesc, te mângâi, te răsfăți și îți dau ceea ce vrei tu. Numai tu trebuie să ai grijă de frații lui Hristos și de copiii mei. Și eu am grijă de copiii lui Dumnezeu. Mă duc la frații lui Hristos, la muntele Athos și fac acolo lucrul ce fac. Și eu am grijă acum, uite, o să dau 1 milion aproape la oameni ca să-și fac operații de nu știu ce, de nu știu cum, în străinătate, că salvez copii. Și astăzi am dat la un copil. V-am văzut și pe un tractor acolo. Ce făceați? Le-am cumpărat un tractor, că de n-ai avea, a zis, dom'le, iarna cu tare, cu zăpadă acolo, cu nu știu ce să facă, să muncească pe șantier acolo. Și a zis, a dat, nu, cât costă un tractor de ăsta, care face munci universale? 90.000, pac, 90.000, luați un tractor. Păi, dom'le, le-am cumpărat la toți călugări, nu la toți, la pachilii. Nu le-am cumpărat jeepuri noi. Păi de ce să meargă călugări români numai pe jos și cu măgarul? Dar parcă și știu eu, cu jeepuri, călugări. Da, dar care e problema? Ce? Ei nu sunt oamenii sau ce? E important că ei se roagă. Dumnezeu, mi-a tăiat ce înseamnă acolo. Te duci o dată, să vezi. La ora 3 noaptea începe slujba până la 7 dimineața. Și călugării aia stau îmbrăcați în negru și cântă și țin slujbe de la noaptea la 3 până la 7 dimineața. Acum de sărbători, de Paște, 3 zile înainte, nu mănâncă și nu bea apă 3 zile. Dumnezeu, 3 zile nu mănâncă și nu bea apă oamenii. Acum se duce, plimbă cu jeepul. Păi merge cu jeepul, se duce să-și ia alimente, nu? Ca să aibă timp să roage. Păi ce vrea acum? Să-ți dea puznici. Asta e. Se roagă pentru noi. Și uite că se roagă și pentru mine și îi mulțumesc Dumnezeu. Ultima întrebare. Când e următoarea vizită acolo? După ce luați titlul? Nu, nu. În vară mă duc acolo, că în vară vreau să... Eu cu oamenii mei vreau să stăm acolo o săptămână sau două, vedem. Vreau să facem o chilie noi, eu cu mâinile mele. Cu roaba, cu lopata, cu cazma, eu cu badigazi, cu nepoții, cu 20-30 de persoane. Și vreau să facem o chilie noi cu mâinile noastre. Am bine, pregătesc totul acolo, îți dai seama, materialele, tot, utilaje, tot să fie acolo. Și în 2 săptămâni vreau să ridicăm ochi. Bine, nu o terminăm până, dar să punem temelia. Vă mulțumesc mult de tot. E ceva de mâna mea, e altceva când e mâna ta acolo, știi? Știi că acolo ai pus mâna. Ce e, mă, ce te uiți la mâna? Pe mâna ce e cu sută, hai, v-am pupat, sănătate, numai bine.